Castelul Banfi din Bonțida a găzduit în perioada 28-29 august a noua ediție a Zilelor Culturale Bonțidene. Evenimentul a fost organizat de către Fundația Transilvania Trust și Primăria Comunei Bonțida. Printre evenimentele desfășurate cu ocazia celei de-a noua ediție a Zilelor Comunei Bonțida s-au numărat demonstrații nocturne de călărie la lumina torțelor, concerte de muzică ușoară, jazz, folk, simfonică, dar și populară. Principalele formații care au încântat publicul au fost Direcția 5 Pirmis, Trupa de Acoperire, Transilvania Brass, Ansamblul Passaggio și Mațel Tov. În cadrul festivalului, în curtea castelului a fost organizată și o proiecție de film în colaborare cu TIFF.